Bun găsit, domnișoarelor și domnilor, la o nouă ediție specială a emisiunii Cafeaua de Sâmbătă. Ne aflăm în primăria municipiului Craiova, în biroul primarului Ilia Olguța Vasilescu. Vă mulțumesc foarte mult, doamna primar, pentru invitație. Bine ați venit la Cafeaua de Sâmbătă. Este adevărat, ne reîntâlnim nu după o perioadă lungă de timp, dar există proiecte pe care dumneavoastră le-ați demarat, le discutasem în emisiunea anterioară. Și vreau să vorbim și despre ceea ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni în Craiova. Începem cu școlile, pentru că a început școala și pentru că am văzut în ultima perioadă ați tot postat și ați mediatizat ceea ce s-a făcut în școlile craiovene. Tocmai în ideea în care este foarte important pentru noi ca și părinți să vedem în ce școală învață copilul nostru. Vorbiți-ne un pic de proiectul ăsta, nu vreau să zăbovim foarte mult pe el, dar trebuie să trecem revista. Anul trecut am reușit să reabilităm toate bazele sportive, anul acesta ne-am apucat de școli și zic eu că suntem pe linia cea bună. Nu am reușit să terminăm toate școlile până la începutul anului școlar, din păcate vacanța e prea scurtă pentru noi, cum este și pentru copii, dar am discutat chiar și zilele trecute cu inspectorul general școlar și l-am rugat să discute cu directoria astfel încât să poată să ne asigure front de lucru la fiecare școală. Adică să poată să elibereze câte două clase, chiar în timpul cursurilor, ca să putem să lucrăm astfel încât să putem să le finalizăm până la sfârșitul mandatului meu pe absolut toate. Asta înseamnă mobilier școlar nou și deja peste jumătate din școlile care veneau mobilier școlar nou. De asemenea, discutăm aici despre curțile școlilor care trebuie să aibă iarăși mobilier urban, bază sportivă, probabil o zonă verde, și, bineînțeles, reabilitarea în interior și în exterior a școlilor. Chiar și zilele acestea o să aprobăm în următoarea ședință de Consiliu mai mulți bani pentru școli. De data aceasta le dăm lor bani la fiecare școală în parte ca să poată să-și facă achiziții de mobilier, pentru că este mult mai simplu decât să dureze o licitație 6 luni de zile ca să achiziționezi mobilier pentru toate școlile. Este mult mai simplu să dai o sumă de bani și să poată să facă prin încredințare directă școala respectivă și să se întâmple acest lucru într-o perioadă de maxim o lună de zile. Deci preferăm să facem și lucrurile acestea, totul numai pentru a finaliza cât mai repede școlile, astfel încât să le avem pe toate la standarde europene. În același timp, nu trebuie să uităm că avem câteva care sunt pe BERD, cu finanțare pe care am obținut-o deja. De asemenea, avem alte școli care intră pe reabilitare pe fonduri europene. Deci tot ceea ce se poate face, direcția noastră este canalizată ca să termine cât mai repede școlile și să fie la cel mai înaltă. Și pentru că suntem la acest capitol cu școlile, vreau să facem o mică paranteză apropo de ceea ce se întâmplă în centrul Craiovei. Doamna primar, dumneavoastră sunteți o persoană, orice se poate spune, dacă nu sunteți ambițioasă, nu se poate spune. Pentru că, indiferent că a fost, nu știu, un pariu cu cetățenii, cu alegătorii, că a fost un pariu cu adversarii politici, ați dus la capăt ceea ce propuneați, mă refer acum la obiective majore. Vorbesc de stadii, spitale și așa mai departe. Nu ați reușit, dumneavoastră, pentru că ați fost eleva colegiului Cuza, ați fost colegă și vecină cu cei din Nicolae Bălcescu, actualmente colegiul Caro, să terminați acest liceu, să-l reabilitați împreună cu Opera. Referiți la colegiul care de exact. Nu. Și vă spun de ce. Pentru că una și jumătate s-a așteptat avizul de la Ministerul Culturii. Acolo sunt stat în stat. Nu este nici măcar ceva care depinde de ministru sau de secretarii de stat sau de funcționari măcar din minister. Este o comisie alcătuită din tot felul de specialiști care nu sunt plătiți. Care dacă sunt independenți. Da, și care pe noi ne-au întârziat, de exemplu, cu parcul Nicolae Romanescu, cu una și jumătate, atunci când a trebuit să luăm avizul. Am și pierdut fonduri europene din această cauză. Din păcate, ei nu răspund în fața nimănui. Am avut 11.000 de discuții cu ministru. Schimbați odată comisia, plătiți-o, faceți ceva. Dar da, hai să schimbă statutul cumva. Exact, da. Hai să ajungem într-un final să luăm acest aviz. Abia am reușit să-l obținem săptămâna trecută, cu presiuni de la CNI, de peste tot, ca să se întâmple lucrul acesta. Mai sunt câteva lucruri care trebuie puse în avizul ISU de data aceasta, pentru că și ISU a avut 100 de cereri. 100 de cereri pentru ceea ce înseamnă proiectantul de la Carol I.
Și acum mai erau câteva lucruri care ar fi trebuit să fie reglate de către proiectant. Eu zic că în această toamnă, în sfârșit, intrăm cu reabilitarea la Colegiul Carol I și la Opera Română. I-am auzit pe toți din tot spectrul politic lăudându-se și bătându-se cu pumnul în piept. I-am și lăsat. Da, hai să vedem bine. Cum rezolvă ei chestiunea asta. N-are cum să o rezolve nimeni. Până la urmă, iată că până la urmă s-a schimbat comisia de la nivelul ministerului, astfel încât am reușit în sfârșit să obținem acest aviz. Până la urmă, și nici nu contează, da? Că în momentul în care ai niște obiective care țin de oraș, pentru că până la urmă orașul este al nostru al tuturor, dar astăzi este primar, da? E adevărat. Nu trebuie să-mi spuneți mie care am început partea de documentație din 2014. Știu, celebrul cărucior dus în celebrul Consiliul Celebrul cărucior, în Consiliul care fără local. Acel cărucior, probabil că am mai fi stat încă 6 ani de acum înainte. Pentru că, din păcate, asta este. Partea de documentație nu înțelege nimeni. Sunt mulți care vin în administrație, n-au lucrat niciodată în administrație și când vin și se lovesc de legislație, își dau seama că, de fapt, degeaba critică de după gard. Am avut partea de documentație, noi am pus-o la dispoziția celor de la CNI, absolut tot ce a depins de Primăria Craiova am făcut. Iată că de 2 ani de zile s-a așteptat acest aviz al Comisiei care de abia acum a venit. Care de abia acum a venit. De aici încolo, de cine depinde? De constructor, evident. De constructor, da. Nu? Este firma Airbus și e o firmă serioasă, să știți. Noi am lucrat cu ei la Firul 2 de la Izvarna. Au, cred că, 2 sau 3 tronsoane, nici nu mai știu, dar lucrează extraordinar de bine, adică sunt în grafic cu tot ceea ce trebuie. Aici aveam nevoie de o firmă care să lucreze pe clădiri monument, nu sunt foarte multe firme în România, da. Din păcate am avut această situație, dar acum înainte sper că se va debloca, pentru că nu este vorba doar de Colegiul Carol, pe care noi am reușit activitatea celor de acolo să o punem la punct, în sensul că am reabilitat cantina din spate, căminele, astfel încât să fie bazinul transformate funcțional. În săli de cursuri. Bazinul este funcțional, a și funcționat pe perioada verii, deci tot ceea ce a depins de noi am făcut. Dar avem o problemă cu instituția noastră, cu Opera Română Craiova, care de 2 ani de zile nu are unde să-și desfășoare activitatea și care cântă prin parcul Nicolae Romanescu, unde până acum, până anul acesta cel puțin, nici n-a putut să facă venituri, în sensul că n-a putut să taie bilete, parcul fiind public, spațiu deschis. Spațiu făcut pe fonduri europene. Da, bun, am înțeles. Deci așteptăm să vedem ce se va întâmpla de aici încolo. E toamnă și acum avem nevoie de multe, da? Inclusiv de vești bune în ceea ce privește partea de căldură, termoficare, reabilitare termică, nu mai vorbesc de celebrul curent electric, că a ajuns acum pe toate posturile și peste toată lumea discută de cât de mult trebuie să facem economie. Și vreau să le luăm puțin în ordine. Spuneți-ne la ce ne așteptăm în această iarnă noi ca și craioveni. Vom avea căldură, nu va fi niciun fel de problemă. Între timp, CET2 nu mai aparține de complexul energetic Oltenia. Cel puțin în luna octombrie va fi făcută această divizare simetrică definitiv. Asta înseamnă că sunt producători de energie direct din orașul Craiova, nu mai au legătură cu complexul energetic Oltenia. Sigur că pentru a se face această divizare, eu cel puțin am ajutat foarte mult în ultima perioadă. Am discutat cu ministru, am discutat cu cei de la complexul energetic Oltenia, am discutat cu cei de la CET2, astfel încât această divizare să fie făcută în condiții foarte bune pentru CET2, adică să primească la prețul cel mai bun cărbunele, la preț de complex energetic Oltenia, nu la preț de concurent pe piață, pentru că asta va fi CET-ul 2. De asemenea, să pornească cu o sumă de bani de la minister și vorbim aici de o sumă care îi permite să funcționeze cel puțin 3 luni de zile fără niciun fel de sincope, deci pe toată perioada iernii va fi asigurată finanțarea. Să își primească locomotivele de care au nevoie pentru a face transportul, adică tot ceea ce este necesar pentru o nouă firmă să poată să pornească nu de la zero, ci de la un oarecare plus. Da. Eu zic că anul acesta nu vom avea niciun fel de probleme. Ați văzut că eu nu m-am opus de când sunt primar ca oamenii să se debranșeze. Cei care au vrut să se debranșeze au putut să o facă în această perioadă. Sunt încă dosare care ne vin ca să le aprobăm pentru debranșări. Îi înțeleg și pe acei oameni, poate până la urmă, decât să primească o factură de la
termoficare preferă să-și regleze singuri da, temperatura în cameră și să aibă independența până la urmă, exact, să fie independenți. Dar noi ne-am asigurat că toată lumea va primi căldură, deci și apă caldă. Cei care sunt în sistemul nostru de termoficare nu vor fi absolut deloc afectați. Să stea liniștiți, va fi o iarnă liniștită. Nu știm cum vor fi prețurile, pentru că nu de noi sau de Consiliul Local depind prețurile pe care le plătesc craiovenii, ci depind foarte mult de ordinul ANRE, de cum se reglează prețul energiei în piață. Noi pur și simplu le primim în plic și le aprobăm în Consiliul Local. Le-am spus și consilierilor care nu aprobă aceste prețuri, că eu le înțeleg populismul, dar până la un punct, pentru că dacă nu se aprobă aceste prețuri și dacă nu se plătesc aceste prețuri, pur și simplu Craiova va rămâne fără căldură, nu știu cât au priceput sau nu, dar cu certitudine aici nu avem cum să intervenim asupra prețului. Asta trebuie să fie o politică a statului care se face la Guvernul României și nu în Consiliul Local. În ceea ce privește partea de energie electrică, pentru că și aici sunt tot felul de discuții, da, de două săptămâni sunt tot felul de acuzații de ce facem iluminat de sărbători. În primul rând, consumul este foarte mic pentru ceea ce înseamnă iluminatul de sărbători. Este vorba de 25 de kW, atât consumă toate instalațiile pe care noi le-am avut anul trecut. De exemplu, este vorba de 11.500 kW pe lună, pentru care am plătit o sumă de 20.000 pe tot parcursul iernii. Știu că au fost discuții vis-a-vis de sume. Da. O sumă foarte mică și pe care o avem pe factură, bineînțeles, o avem acestea, pe factură, da? O avem de la cei care ne fac iluminatul public și care sunt obligați, atenție, să ne facă și iluminatul de sărbători gratuit. Deci toate instalațiile acelea, firma este obligată să le pună. Noi plătim doar montarea și demontarea lor. Așa am făcut contractul în momentul în care am avut licitația cu firma de iluminat. Ce se întâmplă în alte localități, că ei plătesc toate beculețele, este strict problema lor. Eu vă spun ce avem noi în contract la Craiova. Nu accept sub nicio formă să nu avem iluminat de sărbători. Asta pentru că anul trecut am fost pe locul 6 între târgurile de vizitat din Uniunea Europeană și vrem să ne menținem în top. Am avut anul trecut foarte mulți turiști care au venit. La hoteluri nu era niciun loc liber în luna decembrie. Turiști români, evident, nu am avut foarte mulți din străinătate. Să sperăm că în perioada următoare vom reuși să facem cine, și cine nu vrea să aibă iluminat de sărbători? Există niște... Da, sunt foarte multe voci care m-au acuzat că eu de la Craiova mi-am pus în cap să extind iluminatul de sărbători, de exemplu, să nu fac economie. Nu, din asta se face economie. Deci ceea ce v-am spus eu, că sunt funcționale aceste instalații, ele funcționează practic cu curentul cu care ar funcționa 12 calorifere electrice. Știu, ați deci, precizat-o și anul trecut. Dacă de aici facem economie bine, cred că economia ar trebui să vină din altă parte, doamna primar. Ar trebui să vină din partea de zonă verde, pe care spuneți-ne dacă o aveți în plan, pentru că asta e vorba de iluminatul public ajung, general. Da, vreau să ajung și la aceste subiecte. Am mai avut la noi pasajul subteran consumă cel mai mult. 20% din factura de iluminat a orașului este din cauza pasajului subteran. Cel care face pasajul subteran, deci nu parcarea. Arieșul. Mănânc că și parcarea are un consum. Arieșul, mai puțin pentru că acolo sunt LED-uri, dar acesta este cu niște instalații foarte vechi. Pentru asta ce am făcut? Am accesat niște fonduri europene ca să schimbăm instalația, să fie și acolo LED-uri, astfel încât să fim ca în restul orașului cu să un facem consum redus. Un consum redus, da, economic. În ceea ce privește parcurile, este o discuție pe care o avem în Asociația Municipiilor din România, la care eu achiesez de data aceasta, și anume că pe perioada iernii, când nimeni nu stă în parcurile din România, ar trebui să întrerupem iluminatul public. Da, de la o anumită oră. Asta înseamnă de la ora 12 noaptea până la 5 dimineața, pentru că la 6 s-ar putea să mai alerge unii în parc și atunci trebuie să fie iluminat sau, nu știu, poate tranzitează parcul pentru că merg. Da, dar și aici pentru mine e o chestiune, nu știu, cu dus și întors. Aici pot
Deci știți că sunt acte de vandalism și de multe știu ori că le sunt puteți... acte de vandalism, dar în parcurile unde avem capacitatea să stopăm, adică au un că fir separat... Că nu se vede nimic, chiar dacă aveți sistem camere de luat camere. Vedere. Da. Ele sunt și pe timp de noapte, deci au posibilitatea să, filme. Sigur, am să înțeles. Filmeze și da. Pe timp de noapte, dar mai este ceva, parcurile se pot închide, efectiv. Asigur că dacă... Sar gardul, mă rog, altă discuție. O poți da. Să-l sari și când este da. Iluminat, e același lucru. De altfel, noi ani de zile am avut toate becurile sparte în zona hipodromului. Vedeți? Trecea cineva care... Avea o problemă psihică. Da, avea o problemă psihică, da. Probabil cu praștia, da. Că altfel nu reușeam să ne explicăm cum reușeau să le spargă pe toate. Deci s-a întâmplat acest lucru și când era iluminatul. Dar de aici am putea să facem economie și este singurul lucru de la care fac rabat. Nu voi accepta niciodată ceea ce văd că se întâmplă în alte localități din România, ca să funcționeze o lampă și lampa următoare să fie stinsă. Nu, așa ceva... Nu, iluminatul stradal în primul rând e o chestiune de siguranță a cetățeanului. Sunt oameni care circulă, care lucrează în ture de noapte, care se duc, nu știu, și eu... În fine... Și vă mai spun că ne-am reorientat tot pe fonduri europene să mai facem ceva. Acum suntem în discuții cu miniștrii de la fonduri europene și de la energie, pe care i-am rugat să schimbe ghidurile, pentru că nu vreau să ne lase să accesăm fonduri europene pe noi, orașele care nu suntem producători de energie. Și le-am spus că nu este corect așa ceva. Fondurile europene sunt pentru panouri solare. Nu mă refer la panouri solare pe școli, care sunt foarte mici și aduc un plus un consum de energie da. Care nu ajută cu aproape nimic. Mă refer la hectare întregi de panouri solare. Fotovoltaice. Fotovoltaice. Și am găsit deja 8 hectare pe fosta groapă de gunoi a orașului, în Valea Șarpelui, unde vreau acolo să da. Unde vreau să amenajez și un parc pentru locuitorii din zonă și celelalte hectare să fie cu panouri. De asemenea, pe fostul canal colector din zona Lidl, din zona Cornițoiu, avem și acolo 3 hectare de teren care nu va putea să fie folosit niciodată la nie pentru că nu este construibil atâta timp cât este canalul casetat. Pe sub și acolo se vor pune panouri. Și se vor pune panouri și acolo. Și de asemenea, lângă groapa de gunoi a orașului, lângă zona Mofleni, unde noi mai avem iarăși câteva hectare de teren, 2 hectare le-am dat la Consiliul Județean pentru a se face o stație de epurare. Vrem să păstrăm câteva hectare pentru ca chiar din această toamnă și din primăvară să începem să plantăm paulonia, niște copaci care știu, cresc da, foarte repede. Foarte repede și care opresc insectele, praful, între, știu, praful. Da. În fine, cred că sunt cei mai buni copaci, noi n-am putut să-i plantăm până acum. Știți că a fost proiectul meu în primul mandat. A fost proiectul meu, n-am putut, m-a oprit la timp, la urmă, furnizorii de utilități care mi-au spus că atât de repede cât crește în înălțime, crește și în interior, ca, în și interior ca și rădăcini și atunci ne-ar sparge toate conductele din oraș. Acolo, nefiind conducte, putem să punem. Și bineînțeles că după această perdea de protecție putem să punem panouri și în zona respectivă. Unde vreau să ajungem? În situația în care tot iluminatul public să fie produs de către aceste panouri. Aici, într-adevăr, mi se pare economia. Adică asta este una din... Să zicem, păi soluțiile... Asta spun că trebuie să gândim niște soluții raționale, pe termen logice, mediu și lung. Bineînțeles, nu să întrerupem iluminatul de sărbători. De sărbători care câte... Hai, o fi o lună, poate îl mai reduceți, poate nu lăsați până în februarie, nu dar știu cum era. Dar nu vreau să-l reduc, adică nu dacă mai știu facem cât era o economie lună? De la... O să fie mai mult de o lună, pentru că o să începem undeva de la 11 noiembrie de data aceasta. Suntem iarăși în competiția pentru cele mai frumoase târguri de Crăciun. Mai mult decât atât, suntem și în competiția, de fapt am câștigat anul trecut pentru anul acesta, am câștigat pentru anul viitor, cel mai frumos târg de Paște din Uniunea Europeană. E în același context? Adică este... sunt cam aceleași topuri sau sunt diferite? Aproximativ. De exemplu, anul trecut fotografiile pe care le-am trimis au fost votate de public și din cauza asta am ajuns destinația anului 2023, practic, pentru Paște. Printre fotografii am avut și părculețul pe care noi l-am amenajat la Mitropolie cu acele felinare Super, da. Și lumini.
E, în momentul în care am vrut să scoatem, deci a trecut perioada sărbătorilor de Paște și am vrut să scoatem iluminatul de sărbători, am avut foarte multe reacții negative de la craioveni, să nu cumva să ne atingem de părculeț, pentru că arată foarte bine și vor să rămână așa. Și l-am lăsat așa. Deci, cumva se îmbină, mai mult decât atât. Avem niște căsuțe care vor fi anul acesta luate pentru perioada de Crăciun, care vor fi folosite parte dintre ele și pentru perioada Paștelui. Deci, cumva, sigur că devine, nu știu cum să mă exprim, un fel de management al orașului pentru această zonă de târguri, care atrage foarte mulți oaspeți de peste tot din România. Da, e normal. Adică eu aud, spre exemplu, vecini, colegi, prieteni care pleacă în țară, dar nu trebuie neapărat să plece, care se duc la Sibiu, care se duc la Iași, care se duc la Cluj. Eu nu înțeleg de unde răutatea asta. Dacă vin la Craiova, nu sunt turiști. Păi sunt turiști. Adică așa cum ne ducem noi în alte orașe să Așa vedem, este. e normal să vină și alții la noi. Mi se pare. Sunt foarte mulți români care au vizitat orașul în ultimul an de zile, cel puțin. Și pentru faptul că am avut toate competițiile de atletism naționale pe stadionul de atletism de la Craiova. Și pentru faptul că am avut concertul Intensity, că am avut toate celelalte concerte, târguri de Crăciun și așa mai departe, competiții sportive, toate astea au adus până la urmă niște oameni. Turismul de cultură, iarăși, l-am avut pentru oului Brâncuș, iar Brâncuș. aici trebuie o mediatizare destul Și de. ar trebui mult mai agresivă, din Da. punctul meu de vedere. De exemplu, Oradea are 3 milioane de euro pe care îi plătește în fiecare an pentru mediatizare națională. Și nu se întâmplă atât de multe lucruri la Oradea pe cât este de mare succesul de public, ca să spun așa. Da. În schimb, se aud foarte puține lucruri despre Craiova și, din păcate, rele. Iar toți oamenii care, că de fapt asta vreau să vă spun, toți oamenii care au venit în ultimul an și au văzut orașul, au spus arată senzațional. Deci nu ne vine să credem că așa ceva se întâmplă într-un oraș din România. Pentru că nu trebuie să ne ascundem după deget atunci când spunem că avem cele mai frumoase parcuri din România, cele mai frumoase zone verzi. Uitați-vă cum arată scoarul de pe Calea București. La un moment dat, acum 2 ani de zile, am fost acuzați că de ce punem pietricele. Uite că a pus și Iașu pietricele după noi la un an de zile și au fost prezentați pe toate posturile de televiziune ca și cum ar fi făcut ceva wow. Dar de ce la Craiova n-a fost wow? Pentru că noi suntem Da, încă atragem, da, răutatea asta și invidia, da. Da, și noi suntem la fel, pentru că în loc să lăudăm ceea ce se întâmplă în orașul nostru și ceea ce ne place, de fiecare dată găsim, da, dar știți că nu s-a întâmplat nu știu ce. Noi, din cauza asta, lucrăm pe toate fronturile, practic. Lucrăm pe asfaltare în periferie, Am văzut, da. adică încerc ca până la finalul mandatului să am toate străzile închise cu asfalt, se lucrează la canalizare. Sunt lucruri pe care mai avem încă mult de reglat la ele, dar la care lucrăm. Și cred că se vede activitate în tot orașul. Adică numai cine este cârcotaș și nu vrea să recunoască. Da, bine, apropo de mediatizare, să știți că eu am discutat cu oameni care n-au știut de Intensity. E posibil, Da. pentru că noi am fost la o zi distanță să-l organizăm sau nu. Adică acest festival s-a organizat exact cum s-a organizat și Antoldu în primul an de zile, cu finanțare de la instituțiile publice. Așa s-a, pentru că au fost discuții pe chestiunea asta, dacă tot Sigur. s-a făcut cu banii noștri, da, de ce am plătit bilete sau ceva. Pentru că la orice festival se plătesc bilete. Și trebuie să ieșim și din retorica asta că totul e gratis. Nu este gratis. Când ai un festival de asemenea proporții în orașul tău, sigur, anul acesta nu a fost foarte bine mediatizat, dar a fost foarte bine organizat. Adică, cred că asta trebuie să recunoască oricine. A fost curățenie la Ah, festival. bine, nu se pune problema asta. N-am avut droguri și alte lucruri. Au fost vigilenții și cei de la Sigur, firma forțele de de ordine protecție jos și pălăria. organele, până la urmă, poliția locală, Dar poliția spuneam că în centrală. momentul în Da. care sunt bani publici, automat trebuie să ții cont de
termenele de licitație, se fac licitații pentru absolut orice. Sigur, se justifică orice leu până la urmă. Și atunci am fost public la o zi dacă să facem sau nu, pentru că dacă una dintre firmele care au participat la licitația pentru scenă, de exemplu, ar fi făcut contestație, n-am mai fi putut să ținem festivalul, pentru că nu ar fi venit scena în timp util. Dar luați în calcul ca pe viitor, nu știu, acest Intensity, mănânc că va rămâne cu același, sub același brand, să fie organizat de aceeași firmă care face Antoldu sau de o firmă asemănătoare? Și să nu vă mai implicați dumneavoastră? Nu de aceeași firmă care face Antoldu, pentru că este clar că ar interveni un conflict de interese, dar deja avem o primă firmă care ne-a contactat, care vrea să preia acest brand. Adică un business privat până la urmă. Așa ne-am gândit. Deci noi așa am pornit cu acest festival. În sensul că în primul an îl organizează municipalitatea, în anul 2 deja îl predăm către un organizator. Deci Antoldu în primă fază a fost organizat de Primăria Clujului? De Primăria Clujului și de Consiliul Județean. Consiliul Județean a dat 4 milioane și ceva de euro, iar Primăria Cluj cred că vreo 600 de mii de euro. Am înțeles, dar deci a fost tot din banii publici. Sigur, a fost tot din banii publici și așa se întâmplă. Nu are nimeni încredere în prima ediție a unui festival. Noi n-am putut să mergem la sponsori anul acesta, pentru că nimeni nu are încredere când ești la prima ediție. După ce au văzut, asta de e exemplu, ca și la angajare, când termin facultatea și te întrebă de experiență, normal, da. Adică după ce au văzut, de exemplu, lista artiștilor, au venit aici toate fabricile mari de bere. Nu știu, a spus în conferința de presă. Ca să sponsorizeze festivalul, a venit cel mai mare brand al planetei, nu știu dacă pot să-i spun numele, o băutură răcoritoare care iarăși a vrut să devină partener oficial, adică e cu totul altceva. Acum cei care vin să organizeze festivalul, sigur că vin de pe un alt trend și deja pornesc de la alte sume de bani, pentru că numai din sponsorizare ar trebui să le vină niște milioane de euro. Chiar Tony Zamfir, cel care a organizat impecabil, zic eu, acest festival de anul acesta, în condițiile date, adică el a avut doar o lună de zile pentru promovarea festivalului la dispoziție, era foarte supărat și spunea, dar de ce să-l dăm acum când o să înceapă să producă și bani? Și am spus, pentru că nu mai putem să ne sigur permitem luxul de a explica de fiecare dată de ce băgăm bani publici într-un astfel de festival, care, dacă ne uităm pe piață, la celelalte festivaluri o să ne dăm seama că dacă va avea succes, și sunt convinsă că va avea, pentru că iată prima ediție deja a fost un succes, va genera foarte multe venituri orașului. Foarte multe venituri. Adică vorbim deja de niște zeci de milioane de euro care vor intra în oraș. Începând de la persoane fizice, pentru că îmi povesteau cei care au ajuns la Antol cât de greu își găseau un loc de cazare, nu neapărat în hoteluri și în cămine sau în alte forme de cazare, să zicem, ale societăților private, cât la oameni privați. Adică așa în o case să fie și la noi de anul viitor. Plus Horeca care înflorește, imaginați-vă că sunt 4-5 zile în care e un furnicar în permanență. Lumea mănâncă, bea, evident, și are nevoie de cazare. Deci o chestiune de genul ăsta a generat foarte multe venituri. Am înțeles și e foarte bine că ați explicat lucrul ăsta, pentru că și eu m-am inspirat de aceste întrebări. Bun, s-au fost făcute din bani publici și am plătit și bilet și unii au numărat cât erau jos, cât erau sus. Mi-a plăcut la un moment dat pe Facebook. M-am sold out la prima și la ultima seară. Am avut la seara a doua, culmea, seară care este pe principiul Antoldului, adică Antoldu, Never Prima seară mi-a plăcut, adică acolo am fost și eu și mi-a plăcut foarte mult. Toate festivalurile din România sunt pe aceeași nișă, muzica electronică. Seara a doua de muzică electronică la noi nu a avut succes și eram convins că așa se va întâmpla, pentru că sunt prea multe festivaluri care rivalizează între ele și atunci sigur că și publicul se împarte la aceste festivaluri. Dar și dacă tot au fost la Cluj și au cheltuit toți banii sau la Never, și n-au mai venit la Craiova. Da, n-au mai venit la Craiova, asta a fost o discuție, că festivalul a fost pus târziu de tot, a fost pus în august. Vă gândiți să schimbați data? Sigur că ne gândim să schimbăm undeva, probabil cât mai aproape de zilele orașului, luna iunie. Suntem în 11.000 de discuții și cu alegerea datei, pentru că de fiecare vacanțe, dată, de concedii. Nu numai, dar în luna iunie noi avem de regulă ploi foarte abundente la Craiova, cel puțin în ultimii ani așa au fost. Adică sunt o grămadă de lucruri de care trebuie să ținem cont atunci. Dar oricum vreau să vă duceți înaintea Antoldului, mă gândesc. Clar, dar noi anul acesta, să știți că am fost înaintea Antoldului cu lista artiștilor.
Adică au fost da, artiștii, aveau tradiția, da. Au tradiția, e cu totul da, altceva. Da, da, peste 3 ani de zile o să vedeți unde o să fim noi. Da, Doamne ajută, până față la urmă e o chestiune bună pentru oraș și eu nu mai ieșisem de foarte multă vreme și ce mi-a plăcut foarte mult în festival, în prima seară, lumea de foarte bună calitate. Adică toate, eu m-am în întâlnit, toate seriile a fost la fel. Eu n-am fost decât în prima seară, dar am văzut generația anilor 70, 60, 70, 80 și mi-a plăcut foarte mult. Plus că exact ceea ce a spus dumneavoastră, a fost curățenie, am văzut oamenii de la salubritate care făceau curat non-stop printre noi, forțele de ordine care se plimbau cu câinii pentru a depista drogurile, deci chiar a fost în regulă din punctul meu de vedere, mai departe nu știu ce s-a întâmplat. Să revenim însă pentru că vreau să închem emisiunea, mai sunt multe de discutat, am atins cumva partea asta de toamnă, iarnă, căldura, energia electrică, până la urmă iluminatul și bănuiesc că va fi cu pom de Crăciun, cu tot fel de... Păi, copiii așteaptă lucrul ăsta. Va fi mai frumos ca anul trecut. Doamne ajută, adică să fie mai frumos decât anul trecut. Eventual, în anul ăsta, să fiți mai transparent în ceea ce privește partea aia de top, că am văzut că era o problemă. Cine a votat, pe cine n-a votat. Așa. Dar asta nu este treaba noastră. Asta este un site de, cu 6 milioane de vizitatori, care are parteneria cu Comisia Europeană. Deci nu e un site așa că s-au trezit niște băieți deștepți să ia niște bani. Atenție, nu se plătesc intrările în acest top. Noi nu le-am plătit anul trecut. Noi am plătit parte de promovare, cum a avut și Oradea, cum a avut și Clujul, cum a avut și Sibiu. Dar nu au fost selectate în top aceste târguri de Crăciun. Chiar dacă au plătit. Chiar dacă au plătit. Uh-huh. N-are nicio legătură. Deci selecția o fac pur și simplu spectatorii în funcție de fotografii. Le plac fotografiile sau nu? Iată că noi ne-am prezentat foarte bine. Adevărul este că târgul nostru a fost cel mai mare din România. Vreau să vă spun că m-am uitat anul trecut, nu vorbesc de București, care a fost o mizerie, mă rog, adică da. nu se poate închipui să se întâmple așa ceva, dar am fost la Brașov, am fost la Cluj, am văzut pe zona asta de Ardeal, la Alba Iulia, toate târgurile, nu se compară, Sibiu la fel, nu se compară cu ce a fost la Craiova. Pentru amplitudinea pe care noi am avut-o. Și anul acesta vrem să ne dezvoltăm. Pentru că vrem să atragem turiștii aceia care până acum se duceau la Sibiu să vadă târgul de sărbători sau la Brașov sau în altă parte, vrem să vină la Craiova. De ce nu? Am văzut că v-ați dat cu cartul, nu înțeleg de ce nu l-ați întrecut pe domnul rector. Era ziua lui. Așa. Foarte bine că ați recitat. Era ziua lui și am zis să fie o doamnă să câștige dumnealui. Mai ales că a venit cu carturile mă gândeam dumnealui. Eu cum da, v-a ajutat așa să mă întreagă domnul rector. Da, de fapt, cum adică sunt carturile dumnealui, că n-am înțeles. Da, sunt carturile universității. Este un proiect pe care l-am dezvoltat în urmă cu un an de zile cu universitatea. Mai precis cu know-how-ul firmei Ford. Ei practic am au învățat ei pe studenți să facă aceste da. Carturi. Au venit tot felul de sponsori care au sponsorizat carturile respective, făcute de studenți. Super, da. Asta e, cred că este punctul principal. Și mai departe, noi am venit cu infrastructura, cu oamenii angajați de la area de PFL, care au grijă de pistă și de ceea ce se întâmplă acolo, pompieri, prim ajutor și așa mai departe. Oricum, ați făcut un lucru foarte bun, că acolo era un spațiu mort, adică din punct de vedere... Și acum este viu, dacă o să vă am duceți văzut în că fiecare mă duc zi, fiecare seară, da. Mă duc cu bicicleta și trec exact fiecare acolo. Fiecare seară e coadă. Da. Mă bucur de chestia asta și am văzut că schimbați locurile de joacă pentru copii. Schimbăm locurile de joacă din tot orașul. În sfârșit s-a terminat licitația. Am fost întrebată până acum, în ultimii 2 ani de zile, cred că în fiecare zi de mămici, când se schimbă locurile de joacă. Și le-am spus de fiecare dată când o să se termine licitația. S-a terminat licitația. O să arate toate la fel, cu topoganele acelea mari și tuburile acelea? Nu o să arate toate la fel. Eu l-am văzut pe la din parc. Nu o să arate toate la fel, dar o să fie... fiecare cu specificul lui până la urmă, dar vor fi toate noi, ca să ne înțelegem. Apoi avem pista de tartan care s-a terminat în grădina botanică și de săptămâna viitoare deja poate să fie folosită. Lucrăm de asemenea, suntem cu proiectarea pentru skatepark, vrem să facem în curtea de la liceul Nenicescu un skatepark pentru adolescenți, pentru că toată zona aceea de parc va fi folosită, e un parc nou pe care îl facem în zona Cornițoiu peste canalul Casetat și toată zona se va adresa copiilor, adolescenților și tinerilor. O să vedeți, va fi un parc senzațional, nu există în Europa așa ceva. Suntem de asemenea
în proiectare cu Dracula Park. Sperăm că îl terminăm anul acesta pe final, să putem să ne apucăm anul viitor de construcția lui. Și de asemenea, suntem în proiectare cu fanzonul. O să vă placă extraordinar de mult. Eu am văzut proiectul, în sensul că s-a schimbat până acum de vreo 3 ori, Așa. de fiecare dată, exact ca și la stadion, de fiecare dată mai vrem ceva în plus, mai vrem să se mai scoată ceva, dar va fi Ce se va întâmpla acolo, practic, pentru va cei fi care o nu știu ce zonă înseamnă un fanzon? futuristă în primul rând, Da? adică vor fi clădiri din secolul următor, nu din secolul actual. Adică, probabil, sticlă, metal și așa mai departe, Da, nu? dar ceva foarte frumos, o să vedeți proiectul exact. Se va păstra destinația de piață, în sensul că cel puțin ne dorim să nu închidem parterul, adică să se poată Circula. circula și să fie organizate terase, restaurante și așa mai departe, o zonă de food. Și la etajul 1 să fie de asemenea camere pentru Turiști? sportivi, A, pentru sportivi? sportivi, pentru că va fi un complex sportiv Da? în zona aceea, și la ultimele etaj să fie săl de sport. Vrem să asigurăm sală de sport pentru box, pentru circuit internațional, atenție, circuit olimpic, și sală pentru scrimă. De ce? Luăm toate medaliile de aur la fete de ani de zile la box și nu s-a întâmplat nimic bun pentru acest sport în oraș deocamdată, și de asemenea avem scrimări de De tradiție, de performanță, performanță. știu, da. Scrima a fost un sport de tradiție, la fel nu a avut În până locul acum. lui, da. Da. I-am promis Anei Maria Brânză că va veni tot la Craiova și va găsi prima Super. sală de circuit olimpic de scrimă. Și aș vrea să vă spun așa, ca și idee, se va putea urca de jos pe acoperiș, de pe acoperiș se va putea vedea ce se întâmplă în Jos? sălile de sport, Super. pentru că va fi sticlă, și acolo va fi iarăși un loc de promenadă unde putem să organizăm un concert, să zicem cu filarmonica, unde se poate Deci e consuma un suc, multifuncțional, practic. exact, o cafea. Da? Este ceva care nu Nu, există în România, am înțeles. în Doamne ajută! România, Vă clar. gândiți că e șansa Craiovei chestia asta de a o dezvolta partea asta De de turism sport, și de marketing și de de sport, sport, de da? sport în primul rând, da, și păi s-a văzut, și întrebați toți hotelierii. Vara aceasta au avut tot timpul competiții sportive loc la Craiova. Am avut Balcania, dar la atletism, am avut naționalele de atletism. Gândiți-vă că sunt oameni care trebuie să vină și să stea, și am avut cam 1700-1800 de sportivi în aceeași perioadă, cu antrenori, sigur, cu familii, cu ce au mai venit Și este și o ei. zonă foarte bună de consum. Vin foarte mulți din zonele astea, Slatina, poate și chiar de la Pitești, deși sunt la oră de București, apoi Târgu Jiu, Severin. Cred că și partea asta de muluri ar trebui Corect. cumva. Dezvoltat, o să dezvoltă, o Da, să pentru vedeți că când apare hai și să exploatăm nepii. ce putem să exploatăm, că nu mai Sigur. putem face furnale acum, e clar. Să știți că și aici stăm foarte bine, în sensul că parcul industrial care este dezvoltat de municipalitate în parteneriat cu Consiliul Consiliul Județean, Județean, da, am văzut. este plin la ora actuală, Știu, am s-au vorbit cu construit Ionuț și fabrici, mi-a avem o povestit. mare problemă. Nu avem forță de muncă. Da, e o problemă la nivelul Sunt țării, da. 3.000 de locuri, da, știți cum e culmea, noi suntem pe primul loc la șomaj în România și cu toate astea avem 3.000 de locuri de muncă Și nimeni nu vrea să disponibile la vină, da. AJFM și de asemenea încă 3.000 de locuri de muncă ce vor fi disponibile în acest parc industrial. Deja au început să vină firmele și zilele acestea am avut întâlniri în fiecare zi cu cei care sunt în parcul industrial, cu patronii de acolo, care sunt toți disperați. Pe cine angajăm? Știu și acolo sunt niște facilități foarte bune pentru ei, ca Sunt, pentru da, dezvoltarea asta halelor de producție, am nu se văzut. pune problema, dar n-aș vrea ca în parcul industrial al Craiovei să lucreze din Sri Lanka sau din. Da, lucrează. Da, Deja au dar început să asta lucreze se în va România, întâmpla da. probabil pentru că nu se găsesc craioveni disponibili. Luați în considerare o întâlnire cu oamenii de afaceri care investesc în Horeca, să avem un hotel de top de 5 stele? Mă văd de fiecare dată cu ei, Da? m-am văzut și înainte de Intensity, le-am spus că ar trebui să avem măcar câteva camere de 5 stele, pentru că asta a fost o mare problemă la Da, Intensity. pentru că. Au fost, gândiți-vă, cine a venit în Craiova până la urmă, ce branduri internaționale, am avut din primii 10 artiști ai lumii, 5 au fost la Craiova anul acesta. Și bineînțeles că au pretenții, adică vin cu jet privat,
și vor hotel de 5 stele. Noi nu avem deocamdată decât hoteluri de 4 stele în Craiova. Da. Le-am explicat că este bine ca să avem măcar câteva camere. Nu știu, sau poate atras în regim de franciză, nu știu, mă gândesc. Da, să sperăm că anul viitor se va întâmpla acest lucru. Da, contează foarte mult asta. Repede, doamna primar, spuneți-ne de spitale. Ce feedback aveți din ceea ce ați început în urmă cu o jumătate de an sau poate chiar un an, apropo de scrisorile pe care trebuia să le facă sau notele pe care trebuia să le dea pacienții la spitalele din subordinea dumneavoastră? Cred că până la urmă s-au speriat și puțin cei din personalul... Și au devenit mai drăguți. Bănuiesc că da, pentru că înainte aveam foarte multe cunoștințe care se tratau în spitalele noastre. Eu vorbesc aici doar de spitalele municipalității, n-am legătură cu spitalul numărul 1. Și care veneau și îmi spuneau, am fost... Nu, că acolo vă luați cu mâinile de cap. Da, dacă... nu, nici nu, da. Nici nu vreau să mi se alăture numele de spitalul respectiv. Ale noastre sunt țiplă. Aveam o problemă cu personalul în sensul că veneau cunoștințe și îmi spuneau, nu am fost foarte bine tratat. Da, da. Și atunci, după ce am introdus aceste scrisori, care ajung direct la primar, după ce am făcut un tel verde, unde se poate suna și este afișat acest telefon verde în toate spitalele, nu am mai avut foarte multe, eu știu, feedback-uri negative. Bine, a fost și perioada în care... Știți prin ce am trecut cu toți și mai ales că erau probleme legate de COVID și oamenii erau disperați, erau unii dintre ei foarte bolnavi, toată lumea era surescitată, poate a fost și asta o perioadă. E adevărat, dar am avut și feedback, de exemplu, nu funcționează toaleta. Dar de ce nu funcționează toaleta? Că noi vă dăm bani ca să funcționeze toaleta. Asta înseamnă că e o greșeală de management. Da. Și multe altele. Sau au apărut gândacii pe o secție. Dar de ce au apărut gândacii pe o secție? Pentru că tu primești bani ca să faci dezinsecția. Deci lucrurile astea sper că le-a înțeles toată lumea, în primul rând managerii spitalelor, că nu mai e de joacă. Dacă investim bani, vrem să avem și feedback-ul performanță, da. Exact pe măsură. Cu spitalul de pediatrie pot să vă spun că suntem în faza de proiectare, s-a terminat și studiul de fezabilitate și sper din toată inima să putem să-l prindem pe fonduri europene. Da. Domnul Ghinea ne-a ajutat între ghilimele că ne-a scos de peste tot de unde eram prinși pe fonduri europene. Dar domnul Ghinea are legătură cu Craiova? Nu, n-are nicio legătură cu Craiova, dar probabil că nu le place cum votează craiovenii, habar n-am, sau pur și simplu urăsc această zonă. Pentru... Să știți că mi-am pus și eu de multe ori întrebarea asta. Dom'le, poate ori avea ceva cu Craiova sau cu Olguța Vasilescu. Dar mă întreb, de ce la Târgu Jiu, de exemplu, unde este primar PNL, nici acolo nu s-au dat bani pentru spitale pe fonduri europene? Da, deci este clar că e așa altceva. Tratează zona, pur și simplu. Nu, nu primarul este, sau partidul, am înțeles. Da, neapărat o discuție de persoană. Ideea este că acel spital va fi făcut chit că ne împrumutăm, dar îl vom face. Pentru că vrem să se trateze în condiții... Copiii. Foarte bune copii. Da. Bun, am înțeles. Deci, practic, unul din motive, înțeleg că la Spitalul de Neuropsihiatrie directorul nu mai este sau a pierdut concursul. A pierdut concursul. Este poate și unul din motivele pentru care dumneavoastră, atâta vreme cât le dați și îi susțineți, da? Nu respectă ceea ce le solicitați? Cred că toată lumea trebuie să înțeleagă că suntem foarte atenți la feedback-ul pacienților. Deci trebuie să avizi celor care... care ne urmăresc și care conduc acestea. Deci pe primul plan... Și pentru toate instituțiile noastre este valabil. Pacientul sau cetățeanul, da? Sau cetățeanul. Dacă primim feedback negativ, sigur că o să-mi spuneți că se întâmplă ceva la compania de apă. Acolo știu. Acolo sunt firmele care lucrează pentru compania de apă. Da? Dar dacă compania de apă nu își face... Cu siguranță va dispărea din fotoliu managerului. Exact. Respectiv. Adică totdeauna mi-am pus problema că nu vreau să apăr pe nimeni, că suntem în această situație în care s-a terminat asta cu nepotismele, cu rudele, toată cu prietenii. Toată lumea trebuie să tragă la aceeași căruță. Știți că e o întrebare, că la un moment dat e normal, un primar, un președinte de Consiliu Județean, un premier, un ministru vine cu echipa. E normal și logic că lucrezi cu oamenii în care ai încredere. Și de fiecare dată ziceau, păi nu, că este omul Olguței sau este omul primarului. Dar în momentul în care nu mai este, se vede foarte clar că aici este o problemă, adică da, să știți că eu n-am schimbat niciun director de direcție când am venit în primărie după Antonie Solomon. Și sunt mulți în continuare de care pe vremea aceea care au rămas. Da. Și n-am schimbat nici după, adică au ieșit la pensie, ca să ne înțelegem. Lucrez cu oameni profesioniști, nu mă interesează
cu cine votează, atâta timp cât își fac treaba, sigur. Exact, cât își fac treaba și cât nu discută despre politică la primărie, că nu asta mă interesează. Sunt oameni care au venit în echipa mea și care nu au făcut față cerințelor. Și au plecat. Și asta o să se întâmple. Adică eu înțeleg că eu decontest tot ce se întâmplă în acest oraș. Sigur. E normal, vă asumați. Da, mi-asum, bineînțeles. Da, da. Orice greșeală face oricine, a fost polei, e de vină Olguța. Sigur. Da. Ok, știu, și pentru asta e de vină Olguța. Da, 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 da. Dar acolo unde putem să remediem... Ca să nu mai spun că și apa care a fost până la gât la un moment dat în vara asta. Da. Da, uite că a plouat și la Cluj și a plouat mai puțin și au fost mai înnecați decât noi. Uite că a plouat nu știu, la Roma sau în alte pori și nu a fost la fel. Nu cumva pe acolo în perioada? Le-am purtat chitră. Puteți să mai dați câte o tură așa? Da. Da, glumim evident, este normal și sunt convinsă că vă asumați lucrurile astea. Eu mi-asum lucrurile, mă deranjează minciunile cum e și asta că se schimbă gazonul de la Craiova cu 25 de milioane de euro pentru Dumnezeu, deci trebuie să fii idiot să crezi așa ceva. Nu, este un acord cadru, legea te obligă că atunci când faci un acord cadru să prevezi orice, inclusiv dacă cade un meteorit, tu trebuie să faci imediat să rezolvi problema. Să rezolvi problema, da. Și pentru asta trebuie să ai licitația finalizată. Nu se va ajunge la situația aceea ca să se cheltuiască vreodată 25 de milioane de euro. Nici nu avem atâția bani ca să cheltuim pentru gazul. Deci asta este o prostie care se perpetuează. Vine Olguța și sau vrea Olguța să cumpere 6 milioane de măști, da? Pentru școli. Păi haide să ne amintim. În anul 2020 pe final și 2021, când au fost obligați copilașii să-și pună măști la școală, toată lumea acuza statul, primăria, pe toată lumea, doamne, de ce nu avem măști? Și atunci am făcut un proiect european care a avut mai multe componente. Unu, aparatură pentru spitale, care a venit. Apoi testările gratuite. Am fost singurul oraș din România care a făcut testare gratuită, tocmai pentru că am accesat aceste fonduri. Apoi am avut... În școli am solicitat și încă solicităm tot ceea ce înseamnă detergenții, nebulizatoare, absolut tot. E licitația în derulare. Și erau 6 milioane de măști care la vremea respectivă erau pentru un an de zile să poată să le folosească copiii, elevii. Da, exact. Da. Bineînțeles că nu mai este cazul. Bineînțeles că am solicitat... Ministerului Fondurilor Europene să putem să renunțăm. Relocați banii sau bineînțeles, să, da? Să renunțăm la această sumă de bani. Vom lua încă 45.000 de măști, dar care vor merge câte 500 de măști la fiecare cabinet școlar pe care îl avem. Da, da, da. Deci o formă de, nu suntem de prevenție. Da, nu suntem nebuni să cheltuim banii ăștia aiurea numai așa pentru că, nu știu, visăm noi urât noaptea. Deci toate au o logică și le facem cu o logică și vreau să vă spun că dacă nici eu nu sunt atentă la cum se cheltuiește banul public, nu știu cine mai este. Pentru trec că peste, foarte mult, ea da, e problema. Trec peste da. Faptul că 3 ani de zile am fost urmărită peste tot și că dacă s-ar fi întâmplat ceva și aș fi făcut vreo cheltuială, 2 lei în plus. Asta mi-ar fi adus consecințe negative. Dar uitați-vă ce se întâmplă în Craiova și uitați-vă ce se întâmplă în alte orașe din România. Uitați-vă pe paginile primarilor. Nu o să vedeți nicăieri că se asfaltează zilnic o stradă, că se repară zilnic o stradă, că se face vreun parc sau curățenie sau toate astea. Da? Noi ne permitem foarte multe lucruri. De ce? Tocmai pentru că drămuim banii cu foarte multă atenție. Nu le plac unora panseluțele? Păi poate sunt mai frumoase parcurile din București unde nu s-a mai investit nimic de ani de zile și îi mănâncă șobolani. Nu am fost în parcurile din București, da. Ca să nu mai vorbesc că noi nu punem panseluțe, punem niște flori perene mai frumoase decât panseluțe. Da, asta a rămas cu panseluțele așa, o chestiune mai de demult. Da. Vă mulțumesc mult, vă mulțumesc mult, doamna primar, și sper ca toate aceste lucruri să-l fie percepute ca lucruri pe care noi le putem vedea și ne putem bucura, da? Am spus de... Eu știu ce îi rog pe craioveni? Să iasă din orașul acesta, să ducă să viziteze și alt oraș. Clujul, Oradea, toate orașele astea care sunt branduri. Și să compare cu Craiova, cu curățenia de la Craiova, cu spațiile verzi din Craiova, cu tot ceea ce se face în Craiova. Atât îi rog.
Da, până la urmă, toate aceste lucruri, e clar că nu pleacă primarul cu el acasă, da? Indiferent de situație, că nu cred că aplauzele sau bucuria celor care au fost la Intensity v-au adus dumneavoastră, nu știu, așa în familie, o Da, mare nu mi-a adus eufonie, nimic. așa, sau faptul că asfaltați în fiecare zi, aceste lucruri se văd, adică beneficiarii sunt oamenii. Vreau ca aceste lucruri să fie luate ca atare de noi, cei care suntem în Craiova. Mai mult decât atât, ce mi-a părut rău, lipsa de solidaritate. Pentru că dacă din exterior te aștepți la răutăți, la invidii, la faptul că nu vor să Așa este. mediatizeze, nu știu, târgul de Crăciun sau un parc sau asfaltarea străților, noi cei de aici ar trebui, indiferent de situație, noi ca și cetățeni, nu vorbesc de noi, oameni politici, că aici e clar, nu s-a inventat lupta politică în Craiova sau în România. Există peste tot în toată lumea și e normal să fie răutăți, să fie injurii, să fie calomnii, asta este. Dar noi ca și craioveni, cei care nu suntem neapărat fanii lui Olguța Vasilescu sau Solomon. Să luăm ca atare tot ceea ce se întâmplă bun pentru oraș. Adică solidaritatea ar trebui să existe în fiecare dintre noi, Da, mai să ales. știți că și din punct de vedere politic ea există. Eu mă uit la colegii mei de la Cluj. Deci acolo este o frăție de fiecare dată. Ea își susține oamenii care vin din Cluj să fie în posturi importante, indiferent de la ce partid sunt. De a vorbi foarte frumos despre oraș, despre personalitățile orașului. Acolo orice se întâmplă banal O fac devine așa dintr-o devine. dată wow. Da. De toate partidele politice. Atenție, ceea ce noi nu avem. Nu cer nimănui să o laude pe Olguța, dar nu mai vorbiți urât despre oraș. Corect. Cred că ăsta este cel mai important mesaj. Mulțumesc mult și ne vedem și cu altă ocazie. Mulțumesc mult! Și eu mulțumesc. Mina Interserv, partener Rompetrol, îți transformă visele în realitate și îți oferă carburanți de calitate. Alimentează la Mina Interserv și loialitatea îți va fi răsplătită în zeci de premii pe care le poți câștiga săptămânal în urma tragerilor la sorți. Vrei să parcurgem împreună un drum liniștit? Atunci avem aceeași destinație. Mina Interserv, partener Rompetrol. Alimentează-ți rezervorul cu carburant de calitate, spală-ți autoturismul, servește o pizza la felie delicioasă, ia-ți pentru drum o cafea aromată, iar dacă ești obosit, te poți caza în hotelul Mina Interserv. Mina Interserv, partener Rompetrol. Strada Râului, numărul 399. Așa se simte condusul mașinii tale. Proiectare și construcții peste 50 de ani de experiență. Zuc Piesa produce la comandă din pal dublu melaminat și lemn, mobilier birotică, mobilier casnic, livinguri, dormitoare, bucătării și holuri. Societatea dispune de echipamente de ultimă generație, producție Germania și Italia. Zuc Piesa produce la comandă și accesorii funcționale și ornamentale, unicat sau de serie, pentru interior și exterior, locuințe, birouri, hoteluri, restaurante, unități comerciale, unități de producție, centre de agrement și de cult. Pentru comenzi, apelați la numărul de telefon 0742-130-153 sau la sediul societății din strada Calea București, numărul 129A. Suc PSA. Garanția noastră este calitatea. Farmacia Cinara, farmacia familiilor dumneavoastră, vă este alături de peste 25 de ani, oferindu-vă servicii și produse destinate sănătății tuturor celor care treceți pragul, copii, tineri, adulți. În farmacia Cinara găsiți întotdeauna produsele de care aveți nevoie. În această perioadă găsiți produse de protecție împotriva COVID, răceală și gripă, igienă, vitamine și minerale, măști pentru copii și adulți, mănuși, dezinfectanți și găsiți totodată și o gamă variată de produse tehnico-medicale. Orteze, dispozitive de mers, cerap compresivi, uniforme și saboți medicali. Echipa farmaciei Cinara vine întotdeauna în sprijinul dumneavoastră și vă răsplătește fidelitatea oferindu-vă diverse reduceri prin cardul de fidelitate. Dacă sunteți ocupați sau în imposibilitatea de a ajunge în farmacie, puteți rezerva telefonic medicamentele de pe orice rețetă sau puteți comanda oricare alt produs de care aveți nevoie sunând la telefon 0251 596 072. Farmacia Cinara? Avem, sigur că da. În farmacia Cinara găsiți, începând de la medicamente speciale, prescrise pe rețete galbene sau verzi, medicamente fără rețete, produse tehnico-medicale, de îngrijire de sezon, dietă și nutriție, frumusețe și îngrijire, mama și copilul, suplimente alimentare.
Farmacia Cinara este întotdeauna pregătită și vă așteaptă cu porțile larg deschise, pentru că farmaciștii sunt pregătiți și pot prepara în receptura proprie produse după diferite tipuri de rețete medicale, acestea reprezentând o alternativă mai eficientă a preparatelor pe scară largă. Farmacia Cinara vă așteaptă zilnic pe bulevardul Nicolae Titulescu, bloc I5AB, vis-a-vis de grădina botanică. Cinara, farmacia familiei tale. Pentru orice eveniment există florările Iris, flori naturale, exotice și decorative, și cele mai frumoase aranjamente le găsești la florările Iris, situate pe Lipscani numărul 1 și în noua locație din strada Unirii numărul 89. Florările Iris asigură buchete și aranjamente florale pentru toate tipurile de evenimente, realizate cu pasiune, profesionalism și originalitate. Varietatea de produse, personalul tânăr și dinamic, experiența și gustul pentru frumos în a crea ocazii deosebite definesc și individualizează florările Iris. Pe care își dedică toate resursele pentru a asigura fiecărui pacient servicii medicale profesioniste, bazate pe un suport tehnologic de ultimă generație. Grupul medical Phoenix oferă pacienților servicii medicale în regim ambulatoriu, cât și în regim de spitalizare de zi, cu contract CAS, dar și cu plată, în toate locațiile din regiunea Oltenia, în următoarele specialități: endocrinologie, medicină internă, cardiologie, neurologie, pediatrie, psihiatrie, obstetrică, ginecologie, diabet zaharat, gastroenterologie, fizioterapie. În anul 2016, în cadrul spitalului situat în strada Siretului numărul 11, Craiova, activitatea s-a extins cu ofertă de spitalizare continuă pentru minim 10 zile în cadrul specialității recuperare medicală și recuperare neurologică, în contract CAS. Pentru informații, vă așteptăm la una din cele 4 locații din Craiova, situate pe strada Calea București, bloc R10, strada Siretului numărul 11, bulevardul Severinului numărul 2G și Ștefan cel Mare, la Centrul pentru Determinarea Osteoporozei, cât și la unul din centrele din Slatina și Târgu Jiu. Peste 50.000 de metri pătrați de spații comerciale, 1.500 de standuri de vânzare și depozitare, pe scurt, Centrul Comercial Oltenia Sucpi. Aici găsiți toată gama de produse: îmbrăcăminte, încălțăminte, produse casnice și electrocasnice, obiecte sanitare, electrice și electronice, materiale de construcții, precum și o piață de fructe și legume. În Centrul Comercial Oltenia Sucpi vă puteți parca mașina în siguranță, pentru că aici există parcări exterioare ce se întind pe o suprafață de peste 70.000 de metri pătrați, având pază proprie și sisteme de siguranță. Dacă vrei să-ți dezvolți propria afacere în Centrul Comercial Oltenia Sucpi, găsești spații comerciale de închiriat. Centrul are deschise porțile de luni până vineri între orele 9-20, iar sâmbătă și duminică între orele 9-18. Prețuri fără concurență, experiență în domeniu. Centrul Comercial Oltenia Sucpi. Ai probleme de sănătate sau vrei să arăți bine și să fii în formă? Soluția este chiar în județul tău. Top Med Buna Vestire a dezvoltat conceptul Stațiunea de Acasă, în cele 3 locații ale sale situate în Craiova, pe strada Morii numărul 33, pe strada Frații Buzești numărul 25, dar și în Calafat, pe strada 22 decembrie numărul 1. Aici puteți beneficia de toate procedurile și tratamentele medico-balneare, dar și de investigații clinice în 19 specializări și investigații paraclinice de laborator și radiologie. Tratamentul medico-balnear se desfășoară pe o perioadă cuprinsă între 7 și 20 de zile, în regim ambulatoriu sau internare cu bilet de trimitere, cu tichetă de vacanță sau cu plată. Puteți beneficia de 6 proceduri fizico-balneare pe zi, consultații de specialitate, interconsulturi, investigații medicale, concedii medicale, referate medicale și rețete compensate după caz. Centrele balneare dispun de aparatură modernă și personal calificat, oferind calitate serviciilor balneare și medicale efectuate. Băi cu ape sulfuroase tip Herculane și Olănești, mofete și băi cu dioxid de carbon tip Covazna și Buziaș, băi și împachetări cu nămol de techirghiol, salinoterapie și băi clorosodice, electroterapie, masaj terapeutic și de relaxare, masaj anticelulitic, kinetoterapie, ozonoterapie și multe altele. Top Med Buna Vestire. Mereu aproape de tine!
Doamnelor și alelor și domnilor, avem o ediție specială a emisiunii Cafeaua de Sâmbătă. Ne bem cafeluța în tunica GMED și am alături de mine un medic excepțional, este vorba de domnul dr. Ion Sandu, este medic chirurg general în cadrul Institutului Parkon și vine probabil de câteva ori pe lună la GMED pentru a-și vedea pacienții și pentru a rezolva cazurile dificile sau mai puțin dificile. Spuneți-ne, domnule doctor, cum decurge această colaborare și, practic, ce trebuie să știe cei care vor să ajungă la dumneavoastră? E o colaborare nouă, da. Suntem la început, sunt foarte mulțumit de colaborarea cu clinica GeneMed. Încerc să vin cât de des se poate, cam o dată pe lună e frecvența cu care reușesc să plec din București să vin aici. În clinică se pot face cam toate intervențiile adresate patologiei tiroidiene, atât patologie benignă cât și patologie oncologică. Chiar luna trecută am operat într-o zi, cred că, câte un caz din fiecare tip de patologie tiroidiană. Nodul tiroidien, hipertiroidii, cancere tiroidiene extinse. Sunt foarte bucuros că stai aici. Ne bucurăm și noi. Asta înseamnă că veniți în sprijinul pacientelor din zonă, având în vedere faptul că este costisitor poate de multe ori să ajungem la București, la institut, sau poate durează mai mult având în vedere patologia de acolo și cazuistica, evident, din capitală. Spuneați că sunt multe cazuri. Există sau ați observat în ultima perioadă o creștere a numărului pacientelor sau pacienților bolnavi de cancer, având în vedere operațiile pe care le faceți zi de zi? Există o creștere clar demonstrată la nivel internațional a numărului de cancere tiroidiene și lucru cu adevărat îngrijorător și trist este că grupele de vârstă sunt într-o continuă scădere. Dacă acum nu mai mult de 10-15 ani un cancer tiroidian la un om de 30 de ani era o raritate, acum a devenit o uzanță, vorbind de vârste foarte mici la care apar cancerele tiroidiene, atât formele mai blânde cum ar fi papilarul, cât și formele mai agresive cum ar fi cancerul medular. Am avut pacienți de 12 ani, 13 ani. Copii, practic? Da. E un cancer cu o frecvență în creștere din nenumărate motive și asta nu înseamnă că nu e o patologie pe care o stăpânim. Cel mai important lucru, după părerea mea, este un diagnostic precoce. Una e să operezi un cancer în stadiu 1, alta e să operezi un cancer în stadiu 4. Atât în ceea ce privește prognosticul pe termen lung, cât și în ceea ce privește complicațiile intraoperatori sau și postoperatori. Așa că încurajez toți pacienții să își facă un control periodic la medicul endocrinolog, care îi va supraveghea și, dacă consideră necesar, îi va îndruma către chirurgie. Exact. De multe ori am auzit spunându-se că este un cancer care se poate vindeca. Este adevărat? Da, e un cancer în care 99% din cazuri este perfect vindecabil. Există forme foarte agresive care, de fericire, sunt extrem de rare. În general, 99% din cazuri, cancerul tiroidian este un cancer perfect vindecabil, cu condiția să fie tratat la timp și să aibă parte de o chirurgie adecvată. Am înțeles. Știți că, de foarte multe ori, s-a pus în discuție situația zonei noastre, partea de sud a țării, Oltenia și nu numai cu ce înseamnă partea de sud a României, având în vedere Cozlăduiul, da? Și faptul că suntem aproape de granița cu bulgarii și știm cu toții prin ce am trecut în anii 80, atunci când a avut loc poluarea. Și spuneți-mi dacă se observă, da, un număr mai mare de cazuri în zona noastră, apropo de patologia pe care dumneavoastră, de care vorbeați. Nu pot să am așa o privire de ansamblu asupra întregii zone, dar în experiența mea de zi cu zi, căci numai chirurgia asta o practic în fiecare zi, observ că sunt foarte multe cazuri din zona Olteniei. Cred că toate zonele, dar Oltenia, Dobrogea, zona Argeșului, Vâlcea, sunt niște zone în care frecvența patologiei tiroidiene este mare și din ce în ce mai mare. Este acest cancer este genetic? Are o componentă genetică importantă, dar nu vorbim de o transmitere obligatorie. Dar e un cancer cu puternică componentă genetică. Din acest motiv, în
pacient care a avut în familie rude de sânge, părinți în speță, cu patologie tiroidiană, e bine să fie mult mai atent la această patologie și să facă niște controle destul de frecvente pe care le stabilește medicul endocrinolog. Este frica de medicul chirurg, de operație. De multe ori ezitau. Da. Poate ajungem uneori prea târziu, da? Însă, care este sfatul dumneavoastră și cât durează pregătirea pentru operație și operație în sine? Depinde de ce operație vorbim. Acum, eu n-am întâlnit niciun bolnav care să vină așa foarte fericit la operație. Da. Oricăruia este frică și are o emoție firească în fața unei intervenții chirurgicale, dar bine sfătuit de medicul endocrinolog curant și înțelegând că asta este de făcut, eu nu cred că trebuie să ne fie frică de operațiile care ne vor face sănătoși, pentru că asta e scopul lor. Și cât durează o operație în sine sau nu? Operația standard în patologia pe care eu o tratez este tiroidectomia totală, adică extirparea în totalitate a glandei tiroide și durata de lucru efectivă este undeva la 50 de minute, o oră, cam atât durează o tiroidectomie refacerea totală. Refacerea pacientului? Refacerea este foarte rapidă, chiar acum pare rău că m-ați așteptat, am fost în sală și am operat o pacientă care mâine va părăsi clinica. Deci, spitalizarea este de 24 de ore. La 24 de ore, 99% din pacienți pot să plece acasă unde au o activitate relativ normală, mai puțin eforturi fizice importante. Nu au voie să ridice greutăți mai mari de 10 kg, să zicem, nu au voie să alerge, să facă eforturi fizice intense. În rest, își desfășoară activitatea normală. La o perioadă, după aceea își reia viața normală. La 10 zile de la operație, pacientul poate să facă orice făcea și înainte de operație. Am înțeles. Practic, pacientele vin la medicul endocrinolog care decide, da, când trebuie să ajungă la dumneavoastră, nu? Așa cred că funcționați în relația aceasta de colaborare cu GMB sau cum se procedează? Da, indicația operatorului este pusă de medicul endocrinolog, cel care cunoaște pacientul general de mai multă vreme, care i-a făcut controle periodice și care hotărăște dacă respectivul pacient e sau nu de operat. Dacă hotărăște că e de operat, văd și eu despre ce e vorba, consultăm cazul, de preferat împreună cu medicul endocrinolog, și hotărâm care este operația optimă pe care trebuie să o facem. Cam asta e circuitul. Sunt și cazuri grave pe care nu le puteți opera aici? Și le îndrumați, nu știu, către spitale cu ATI, cu terapie intensivă? Nu mi s-a întâmplat niciodată. Da. Desigur că există cazuri cu o complexitate foarte mare care necesită clinici, mă rog, mai da învergură, dar aceste cazuri sunt niște rarități. În general, adică nu mi s-a întâmplat niciodată să fie un bolnav care să își dorească să fie operat aici și să contraindic operația crezând că în altă parte se poate face mai mult. Pot să existe astfel de cazuri, dar eu nu am întâlnit până acum. Sunt și pacienți bărbați? Da, sunt în ce în ce mai mulți pacienți bărbați. La fel, lucrurile se schimbă cu o viteză destul de mare. Vorbeam înainte de cancerele de tiroidă, care erau excepționale la grupele tinere de vârstă. La fel și cazurile de patologie tiroideană la bărbat. Erau considerate niște cazuri așa rare și exotice. În prezent există o tendință de egalizare a numărului de cazuri, deși încă femeile sunt poate într-un procent de 70% din totalul de, din totalul de patologie. Sigur, deci sunt mai multe, clar. Sunt mai multe, clar. Dar tendința e spre egalizare. Am înțeles. Are legătura asta cu partea de după 50 de ani, să zicem așa, de menopauză? Da, poate avea legătură și cu asta, dar vorbim de niște predispoziții complexe. Nu, lucrurile au devenit atât de variate încât nu mai există pacienți tipici, tipare ale pacienților. Da, medicul endocrinolog este cel mai în măsură să depisteze o boală tiroidiană și să pună o indicație chirurgicală dacă e cazul. Și am învățat să nu mai gândim în preconcepții, ci să analizăm fiecare caz în parte. Apropo de ce spuneați, pe incidență inclusiv la copii. Da.
Da, tocmai de aia. Nu te-ai fi gândit că un copil poate să dezvolte o patologie tumorală la... 13-14 ani. Da. Și iată că sunt cazuri. În fericire rare, dar... Ați avut și de convenție aici sau mai în București? Nu mi-aduc aminte să fi fost aici. Un copil operat aici, dar... La Institut Sud. Da. Și cazul. Am înțeles. Vă mulțumim foarte mult. Deci cei care vor să ajungă la dumneavoastră o pot face. Veniți probabil în funcție de numărul programărilor. Evident, recepția și mediul este la dispoziție. Da, sigur. Se adresează clinice și periodic încerc să vin cât de des se poate. Cam o dată pe lună este... deocamdată, frecvența cu care vin. Mulțumim mult și sănătate tuturor pacienților. Și eu vă mulțumesc frumos.